Bine ați venit pe canalul Odoriscent, mă numesc Milan și astăzi am să vă vorbesc despre un parfum scos la casa Boys 1920. De-a lungul timpului eu am mai făcut niște recenzii pentru această casă, a trecut ceva timp de la ultima recenzie, asta pot să vă spun cu siguranță, astfel că astăzi am să vă propun un parfum foarte interesant. Parfum apărut în 2005 și creat de către Enzo Gallardi. Un parfum foarte interesant, foarte atrăgător și un parfum pe care eu vi-l recomand dacă sunteți bărbați să-l încercați, iar dacă sunteți femei de asemenea vă recomand să-l încercați. Parfumul este unisex, este o combinație, hai să-i spun eu, clasică între rășini benzoice și vetiver și am stat un pic să-l compar cu un alt parfum pe care l-am în colecție și care l-am recenzat cu ceva timp în urmă, un parfum scos de către casa Serge Lutin, respectiv vetiver oriental. Diferența dintre cele două este din punct de vedere cronologic. Parfumul de la Lutin este apărut în 2004, acesta de la Boys a apărut în 2005. Acum pot să apară anumite discuții că ar fi oarecum o anumită copiere, o anumită reinterpretare a parfumului lui Serge Lutin. Da, într-o anumită măsură cele două parfumuri împărtășesc niște caractere similare. Însă la Serge Lutin avem o desfășurare mult mai lină, mult mai finisată, mult mai așezată, mai sofisticată, pe când acesta există o deschidere total diferită, mult mai scripitoare, mai efervescentă, ca urmare a unor note citrice, note florale, plus că avem și niște note lemnoase care pe parcursul desfășurării parfumului dau o anumită trăsătură specifică acestui parfum. Dar haideți să mă întorc înapoi la Boys 1920 Vetiver Ambrato, apărut în 2005. Dar ca să trag o concluzie, Serge Lutin este mult mai bine făcut comparativ cu acesta. Asta ca să închid subiectul și să trag o concluzie destul de tranșantă. Vetiver Ambrato, parfumul creat de către Enzo Gallardi, este un parfum care în deschidere este destul de, hai să zic eu, atipic. Are o deschidere total diferită de cum te aștepta la un parfum pe bază de rășini benzoice în combinație cu o notă lemnos-ierboasă. E vorba de vetiver. Deschiderea este, pot să spun, destul de scripitoare, de efervescentă, ca urmare a unei infuzii puternice de note florale cu note citrice, respectiv bergamota și lămâia, plus că am o tentă ușor acră, amară, ca urmare a lămâii, care o pot resimți. Pot să resimt și bergamota în deschidere, se simt influențele florale date de către geranium și alte note care se regăsesc în compoziție, însă după această deschidere care durează aproximativ o oră este perceptibil la nivel de claritate floral citrică, parfumul migrează într-o zonă mult mai rășinos lemnoasă. Aici am acest mini spray de vetiver Ambrato pentru că la acum, cred că un an și ceva, am cumpărat un set de mini spray-uri, 8 la număr, iar printre cele 8 se numără și vetiver Ambrato. Din punctul meu de vedere, acesta cu Serge Lutin ar fi într-o anumită măsură redundante, dar eu rămân la Serge Lutin că mi se pare mult mai interesant, însă și acesta are, hai să zic eu, personalitatea lui și am să vă spun pe parcurs în ce constă acea personalitate. Deci, deschiderea. L-am mirosit acum 5 minute înainte să pornesc acest clip și deschiderea este foarte citrică, foarte efervescentă, cu o tentă acră, amară, ca urmare a notei de lămâie în combinație cu bergamota. Se simt foarte bine și niște note florale, deci este o dualitate acru-amar și pe de o parte sau pe de cealaltă parte, partea dulce florală. Însă deja acum parfumul începe să resimtă foarte bine nota rășinilor benzoice. Se simte o notă cerată, îmi place această tendință cerată a rășinilor benzoice, plus că deja își face efectul și partea lemnoasă a vetiverului în combinație cu notele lemnoase. Avem lemn de santal, avem și tutun, deci este o mare salată în acest parfum, însă trebuie să vă spun că miroase foarte plăcut. Partea finală mi se pare într-o mult mai mare măsură asemănătoare cu parfumul de la Serge Lutin Vetiver Oriental. Deci baza parfumului e umăr la umăr, pot să spun, cu un alt parfum, însă până acolo parfumul are o transformare foarte plăcută.
Deschiderea este destul de atipică, așa cum am spus, însă pe parcurs parfumul evoluează într-un mod sincron, foarte plăcut, purtătorului nelăsând loc să-i spună unor traume olfactive ca urmare a apariției sau dispariției unor note. Deci, comportamentul parfumului cap-coadă este foarte plăcut. Mi-ar fi plăcut ca în deschidere să nu resimt această notă foarte acru, amară, care pot să spun că prin prisma dualității floral-dulci mă cam deranjează, dar las la o parte acest aspect pentru că după aceea toată desfășurarea parfumului mi se pare deosebit de plăcută și de bine așezată. Din punctul de vedere al compoziției, parfumul este foarte bogat, este foarte consistent, avem foarte multe note, specifice celor de la Casa Beuys, astfel că regăsim în vârful piramidei lămâie și bergamot în combinație cu geranium, cuișoare, de asemenea avem floare de portocal și artemisă. În inima parfumului regăsim lavandă, patchouli, lemn de santal, vetiver și lemn de cedru, iar în bază regăsim chihlimbar, rășini benzoice, galbanum, laudanum, mosc, tutun și vanilie. Foarte multe note. Din punctul meu de vedere, nu tot ceea ce este trecut în listă se și simte foarte clar. Pot să spun că simt foarte clar notele citrice din deschidere în combinație cu notele florale. Resimt tendința rășinoasă dată de către galbanum, de către rășinile benzoice, de asemenea resimt notele lemnoase, în special cedru, vetiver, deci mare parte din aceste note le vei resimți sau cel puțin o le resimt. Celelalte note e posibil să fie mai degrabă camuflate sau ascunse de notele care se resimt, iar în spatele lor respectiv se regăsesc notele care sunt trecute, dar nu se percep. Global, parfumul este bun, îmi place. Numai că, așa cum am spus, îl găsesc un pic redundant prin prisma faptului că baza se aseamănă foarte mult cu, cu vetiver oriental. Astfel că, din punctul meu de vedere, acest mini spray chiar este cantitatea ideală, având în vedere că o sticlă poate ar fi fost prea mult, având în vedere că aș fi gândit că este redundant din punct de vedere al mirosului cu celălalt parfum. Eu oricum îl recomand oricui să-l testeze, deci dacă vi se pare că Serge Lutin cu Arceau Vetiver Oriental este prea scump sau nu se mai găsește așa chiar peste tot și aveți acces la Vetiver Ambrato, încercați-l. Nu consider că va fi chiar pe placul oricui pentru că are această tendință ușor masculină, poate chiar și o tentă fujer ca urmare a lavandei și a notelor lemnoase. Însă miroase foarte bine, miroase foarte elegant, foarte clasic, foarte uplifting, înălțător, astfel că eu îl recomand oricui își dorește un parfum pe bază de vetiver care să conțină și ceva note dulci, note florale, plus bineînțeles nota de rășini benzoice. Deci dacă vă doriți acest gen de combinație, ar trebui să vă uitați la acest parfum. Din punct de vedere al performanței, acest parfum pe pielea mea performează bine. Aici vreau să spun că longevitatea se duce undeva la 7-8 ore minim, cu o proiecție foarte bună pentru primele 2 ore și scade foarte încet, astfel că eu în acel interval minim de 7-8 ore longevitate încă mai percep parfumul. Deci se spune eu că de la ora 3-4 după aplicare deja încep să resimt acea combinație ierbos-lemnoasă dată de vetiver, lemn de cedru, santal, în combinație cu rășinile benzoice și labdanum. Deci este un parfum foarte, foarte plăcut, un parfum interesant, un parfum care nu știu în ce măsură va fi pe placul tuturor, însă ca întotdeauna eu recomand oricui să-l testeze. Din punctul de vedere al vârstei, îl consider un parfum de la un 25 de ani. Din punctul de vedere al situațiilor unde poate fi purtat și al perioadelor, îl consider un parfum de vreme rece, respectiv primăvară, toamnă, iarnă. Posibil să meargă și în perioada verii, dacă este o temperatură mai acceptabilă, mai scăzută sau eventual seara, prin prisma notelor citrice și a notelor florale care îl fac foarte abordabil, cel puțin în primele 4 ore. Din punctul de vedere al ocaziilor, poate fi purtat la serviciu, poate fi purtat după serviciu, este un parfum foarte versatil din acest punct de vedere. Vestimentația de la un casual în sus. Deci acest parfum se poate purta de principiu la orice, excepție echipament sportiv sau o ținută prea lejeră.
Categoric e un parfum care poate fi purtat de un bărbat, categoric e un parfum care poate fi purtat de o femeie. Este un unisex cu o tendință ușor masculină, cel puțin așa îl percepe pielea mea, mai ales că deschiderea are și această tentă fresh, proaspătă, citric florală cu o direcție ușor fujer. Deci dacă sunteți pasionați de aceste combinații foarte schimbătoare de la o oră la alta, fujer, citric, proaspăt, după aia să se ducă într-o zonă lemnos, rășinoasă, încă o dată vă recomand să-l încercați. Din punctul de vedere al prețurilor, prețurile pentru acest parfum variază de locație, variază de sezon. Pe site-ul producătorului acest parfum se regăsește undeva la 140-150 de euro, posibil chiar 160, nu mai țin minte exact, dar de principiu între 140-160 de euro găsiți parfumul preț de raft. La discounteri, prețurile pot să cadă mult în jos, undeva la 75, 80 până într-o 100 de euro maxim. Astfel că, dacă sunteți interesați, veți avea ocazia să-l găsiți la niște prețuri bune, consider eu, pentru un parfum de nișă. De asemenea, eu vă recomand, dacă aveți ocazia, să vă luați acel set Discovery de 8 mini spray-uri a câte 17 ml, care din punctul de vedere al prețului se duce exact la prețul unui parfum de 100 de mililitri. Numai că aici veți avea deja aproape 80, undeva la 130-140 de mililitri din 8 parfumuri diferite, ceea ce consider că este excepțional. Veți avea o experiență cam din tot ce a scos mai bun cei de la Boys, astfel că rămâne să vedeți sau să vă decideți care e cea mai bună opțiune. Dacă este să dau o notă acestui parfum, din punctul meu de vedere, acest parfum merită nota 9. E un parfum foarte bun, performanță foarte bună, miroase impecabil, excepție deschiderea care este un pic confuză și polarizantă, dar în rest, general vorbind, parfumul este ok sau mai mult decât ok. Deci nota 9 din punctul meu de vedere, toată recomandarea mea să-l încercați pentru pasionații de note de vetiver și rășini benzoice, ar trebui să-l încercați cu siguranță. Pe de o parte, acest parfum îmi aduce aminte de un parfum de la Boucheron, e vorba de Jaipur, Purom, apa de parfum, numai că acela se duce într-o direcție mult mai condimentat, florală. Însă aici avem o direcție mai degrabă lemnos-citrică cu o bază rășinos-lemnoasă. Deci, cam acestea ar fi părerile mele despre Vetiver Ambrato de la Boys 1920, un parfum de nota 9, un parfum care cel puțin pe mine m-a impresionat într-un mod plăcut. E un parfum care mi-a făcut plăcere să-l port, chiar acum l-am purtat câteva zile consecutiv și chiar mi-a făcut plăcere să-l port, mai ales că a avut și o performanță foarte bună, astfel încât să-l simt și după 7-8 ore. Cam acestea ar fi părerile mele despre acest parfum. Ca întotdeauna, sunteți invitații mei ca în secțiunea de comentarii să vă dați cu părerea dacă ați avut de-a face cu acest parfum. Iar acestea fiind spuse, am să pun punct acestui clip aici și să ne auzim cu bine până data viitoare. Numai bine vă doresc!